găsit la o nouă ediție a emisiunii România Creștină. Sunt Maria Jinga și de la Centrul Cristiana vom încerca să vă prezentăm o nouă poveste despre modul în care ar trebui să avem grijă de cei care ne-au dat viață, ne-au ocrotit copilăria și au făcut ca visele noastre să devină realitate. Vom vorbi despre respect și responsabilitate, despre dragoste și despre faptul că în biserică nimeni nu este singur. În decalogul pe care Dumnezeu îl dă lui Moise, cea de-a cincea poruncă îi îndeamnă pe oameni să-și cinstească părinții ca o condiție obligatorie pentru o viață binecuvântată. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. Poate părea ușor paradoxal că omul avea nevoie de un asemenea îndemn care să-i reglementeze relația cu cei care i-au dat viață. În definitiv, ca o comparație, dragostea animalelor față de părinții lor nu pare condiționată de nimic și cu toate acestea, ea există. Desigur, un etolog, adică specialistul care studiază comportamentul și modul de viață al animalelor, ar putea emite anumite obiecții. Cu toate acestea, nu puține sunt cazurile de afecțiune evidentă pe care animalele le manifestă, mai ales în familie. Și atunci se pune întrebarea, omul, cu una creației dumnezeiești, de ce ajunge uneori să întoarcă spatele tocmai celor care i-au oferit în dar viața? Se spune că nivelul unei societăți poate fi măsurat și prin modul în care se îngrijește de vârstnicii ei, de modul în care îi respectă. Din păcate, în România, lucrurile sunt departe de a putea fi prezentate într-o lumină fericită. Bătrânii noștri duc mai degrabă o viață chinuită, iar ceea ce este cu adevărat dramatic este faptul că numărul acestora, în raport cu cel al copiilor, ajunge să fie în dezechilibru. Altfel spus, populația României este tot mai înaintată în vârstă. Anul acesta, potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică, numărul românilor de peste 65 de ani l-a depășit pe cel al copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani. În prezent, în România sunt 3,4 milioane de bătrâni, în timp ce copiii de până la 14 ani sunt doar 3,3 milioane. Peste o treime dintre vârstnicii României prezintă risc de sărăcie și excluziune socială, aproape dublu față de Uniunea Europeană, potrivit celui mai recent studiu în domeniu. Conform Eurostat, România va ajunge în 2060 pe locul 2 în topul țărilor cu populația cea mai îmbătrânită. Astfel, în 2060, 64,70% dintre români vor avea vârste de peste 65 de ani. Tot ca o comparație, în urmă cu 23 de ani, lucrurile stăteau cu totul altfel. 5 milioane de copii de până la 15 ani trăiau în țara noastră față de 2,5 milioane de vârstnici. Diferite anchete ale unor ONG-uri avertizează că în țara noastră ar putea exista aproximativ 1 milion de bătrâni lăsați să se descurce singuri de către copiii și nepoții care au plecat la muncă în străinătate. În această situație, pentru cei mai mulți dintre ei, singura alinare rămâne credința în Dumnezeu și prezența la biserică. În ultimii ani, tot mai multe parohii sau mănăstiri au început să dezvolte centre sociale în care bătrânii să poată fi găzduiți și îngrijiți. Un astfel de centru se găsește și la Mănăstirea Cristiana din București, locul în care a rodit cuvântul Mântuitorului ce zice: veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihna sufletelor voastre, căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Ne aflăm la Mănăstirea Cristiana, un loc binecuvântat de Dumnezeu. O avem alături de noi pe Maica Dositea Savin, coordonatoarea Căminului de Bătrâni. Bine v-am găsit! Doamne ajută, bine ați venit!
Maică, aș dori să dăm timpul înapoi și să ne povestiți ce v-a făcut, ce v-a determinat să intrați în viața monahală. Ceea ce m-a determinat să aleg această viață a fost dragostea mea față de Hristos. Dragoste care s-a născut în sufletul meu încă din copilărie și care s-a intensificat treptat pe parcursul anilor cât am lucrat ca asistentă medicală în Iași. Am întâlnit în spital mulți oameni credincioși care mi-au mărturisit despre atașamentul lor față de Dumnezeu, despre frumusețea unei vieți trăite cu Dumnezeu. Și atunci am dorit și eu să mă bucur să fiu părtaș unei astfel de vieți. Am intrat inițial într-o mănăstire din Moldova, mănăstirea Gafton din Botoșani, după care Dumnezeu mi-a dreptat pașii spre Mănăstirea Cristiană, o mănăstire cu specific medical. Spuneți-mi, viața în cadrul Mănăstirii Cristiana este diferită? Ce înseamnă? Este viața deosebită. Viața monahală este aceeași în oricare altă mănăstire, pentru că este o viață centrată pe Hristos. Specificul Mănăstirii Cristiana este specificul medical. Faptul că toate maicele de aici, sau în mare parte, au o pregătire medicală, mi-a dat acel suport sau această stabilitate de a mă integra mult mai bine aici. Ce implică această funcție de coordonator pe care o aveți dumneavoastră în cadrul acestei mănăstiri? Implică, în primul rând, o mare responsabilitate. O mare responsabilitate față de toate activitățile pe care le desfășurăm cu doamnele din cadrul căminului. Și, în al doilea rând, trebuie ca mereu să mă raportez la Hristos și încerc, zi de zi, să le apropii pe doamne tot mai mult de biserică și de Dumnezeu. Puteți să ne spuneți ce capacitate are acest așezământ? Căminul nostru dispune de 24 de locuri de cazare. La ora actuală găzduim deja 24 de doamne, deci funcționăm la capacitate maximă. Și care este numărul personalului ce lucrează aici? Personalul implicat în această activitate e doar monahal, suntem noi, maicile din mănăstire. Majoritatea maicilor sunt implicate în această activitate. Pentru noi, acest program zilnic poartă numele de ascultare. Nu ne-a spus numărul, cel puțin cu aproximație. Cu aproximație 12 maici. 12 maici. Nu vă este greu? Nu este greu, pentru că putem să suplinim această diferență între numărul beneficiarilor și al personalului din greșire prin dragostea pe care o punem noi pentru a le sluji, pentru a le ajuta. Un calcul simplu aritmetic scoate în evidență faptul că sunteți o măicuță la două beneficiare. Așa este, dar poate vă mirați de unde avem noi puterea, de unde avem resursele ca să facem față îngrijirii acestor persoane. Să știți că motivația noastră interioară este Hristos și suportul nostru este tot Hristos. De la El primim puterea, de la El primim dragostea. De fapt, acest cămin este expresia dragostei noastre față de Dumnezeu. Și să știți că întotdeauna dragostea ușurează toate sarcinile și face ca tot lucrul să fie mai ușor. Și faptul că Hristos ne dă bucuria, noi primim aici bucuria de a ne putea fi, de a fi de folos celor în suferință, de a ne face util, de a fi mâna celui care nu are mână, de a fi piciorul celui care nu are picior. Această bucurie îți dă atâta încredere în tot ceea ce faci. Și încât nu simți greutatea lucrurilor care îl faci. Aș dori să ne povestiți o zi din viața dumneavoastră de aici, din activitatea pe care depuneți în cadrul acestui centru. Să știți că zilele nu sunt toate la fel, pentru că activitățile sunt diverse, activitățile sunt grupate pe perioade de lucru. Așa, ca să zic, în linii mari, o zi din viața noastră, nu numai din viața mea, din viața celor care suntem implicate aici în această activitate, este, în primul rând, să zic așa, începând de dimineață, pregătirea doamnelor, toaletarea doamnelor. Le schimbăm, le îmbrăcăm, le pregătim pentru masa care are loc dimineața, după care împarte doamnele pe grupe de lucru, cele care sunt active, rămân și ajută la aranjarea mesei, iar celelalte le implică în activități potrivite pentru posibilitățile lor. Urmează pe urmă masa de prânz, pentru doamne există o perioadă de odihnă, perioada de după-amiază, pentru noi personalul de îngrijire urmează desfășurarea activităților de pe ziua respectivă, după care întotdeauna după-amiaza
pe la ora 17 avem un program educațional, adică în școală se trezesc toate doamnele și vin la acest program educațional organizat pe teme religioase, pe teme medicale. Urmează masa de seară, după care toată lumea, dacă este frumos, dacă este cald, stau afară la aer, până mai târziu, până la în jur de ora 19, când facem din nou pregătirea pentru culcare. Dar, desigur, într-o astfel de zi pot să apară diverse alte, pot să apară probleme medicale sau pot să fie, să am activități recreative sau pot să fie perioada de recuperare, timpul în care facem fizioterapie, să facem recuperare la aparate. Pot să apară și alte activități în această, n-am făcut decât o schiță. Ce pregătire ar trebui să aibă maicile pentru a putea face față provocărilor de aici? În primul rând, trebuie să aibă fiecare o mare dragoste față de Hristos. Dragostea față de Hristos este cea care îți dă putere să duci greutatea zilei, ca să zic așa, și să vezi dincolo de inerențele vârstei a treia, să vezi frumusețea chipului lui Hristos, să vezi pe omul dincolo de boală, dincolo de, eu știu, comportament, să vezi pe omul pe care îl iubește Hristos, să vezi pe Hristos în acel om, să vezi pe Dumnezeu în el. Dumneavoastră ne-ați vorbit acum despre partea vocațională. Eu insist să vă întreb despre partea profesională. Partea medicală. Da, partea medicală are și ea rolul său covârșitor, important, mai ales în cadrul unei cămin pentru persoane vârstnice. Activitatea medicală constă, în primul rând, în monitorizarea parametrilor fiziologici, adică măsurăm regulat, lunar, tensiunea arterială, pulsul, circumferința abdominală, temperatura, greutatea, glicemia și ori de câte ori apare o stare de urgență. Facem EKG-uri sau apelăm la medicii specialiști. De asemenea, pot să zic că intervenim în caz de urgență, acordăm primul ajutor. De asemenea, recoltăm produse biologice la doamnele care sunt înscrise la medicul nostru de familie și administrăm tratamentul medicamentos. Cine vă mai ajută? Avem medici voluntari care ne ajută în această activitate medicală. Avem medic, pot să enumer medicii care ne ajută pentru că le... Un fel de a le mulțumi. Da, merită recunoștința din partea noastră și mulțumirile din partea noastră. Pot să menționez pe doamna doctor Ursu Georgeta Florentina, este medic cardiolog și de medicină generală. Doamna doctor Gordon Irina este medic de recuperare. Doamna doctor Stoica Simona Izabel este medic geriatru. Doamna doctor Dana Dragomir este medic psihiatru. Doamna doctor Ungureanu Ina este medic stomatolog și avem și un psiholog, Carmen Ghina, care este voluntar. Și vedeți, împreună cu acești medici, cu psihologul, facem o echipă de intervenții, o echipă de suflet. Pentru că și doamnele doctor ajută tot vocațional, din dragoste de oameni, ajută aceste persoane internate la noi. Am văzut că dispuneți și de o bază medicală. În ce constă aparatura pe care o aveți? Da, vă referiți, bănuiesc în special, la sala de fizioterapie și sala de recuperare. Să știți că noi facem un program bianual, primăvara și toamna, un program care constă în fizioterapie. Fizioterapia este asigurată de noi, maicile cu pregătire medicală, și kinetoterapie. Kinetoterapia la sala de recuperare este o sală dotată cu aparate, iar aici apelăm la un kinetoterapeut de la o clinică medicală cu care avem noi parteneriat. Aceste cabinete sunt dotate cu aparatură modernă, aparatură de intervenție. Fizioterapia, de exemplu, are aparat de ultrasunet, aparat de unde scurte și aparat de electroterapie. Din coace, în sala de recuperare, avem stepper, avem biciclete pentru recuperare, avem stepper cu manete sau aparate pentru abdomen. De asemenea, aparate pentru masaj. Cum pot ajunge cei care doresc să fie găzduiți aici și ce persoane sunt acceptate? Persoanele care doresc să vină în cadrul căminului nostru trebuie să fie încadrate, să se încadreze în cadrul unor criterii de selecție, de eligibilitate. Și anume ca aceste persoane să nu sufere de boală psihică, gen psihoze sau de demență tip Alzheimer.
O a doua cerință a noastră este ca acea persoană să nu fie total imobilizată la pat. A treia cerință a noastră este să nu sufere de diabet zaharat, de epilepsie, de cancer, să nu fie obeză, să aibă domiciliu în București și două persoane semnatare ale contractului de servicii. De la aceste criterii de selecție fac excepții doar acele persoane care se încadrează în categoria cazurilor sociale. Mi-a atras atenția un caz deosebit pe care îl aveți aici. Ne puteți vorbi? Da, este vorba despre o doamnă care face parte chiar din categoria cazurilor sociale. Este o doamnă cu o problemă dramatică, atât medicală cât și socială. Ea este din București, are 3 băieți. 3 copii, cel mai mic vârsta de 30 de ani, cel mai mare vârsta de 39 de ani. Inițial a debutat problema medicală în urmă cu 7-8 ani de zile și a cauterizat o aluniță localizată la nivelul nasului. În urma acelei cauterizări, rana nu s-a vindecat, nu s-a vindecat locul respectiv. Ea n-a acordat niciun fel de importanță pentru că în acea perioadă s-a suprapus o problemă socială. A fost înșelată de altcineva să-și vândă apartamentul, l-a pierdut și a rămas pe drumuri. A fost nevoită să plece în străinătate, în Spania, unde locuiau copiii dumneaei. A locuit acolo până anul trecut. În toată această perioadă, leziunea s-a extins și în profunzime. Nu a dat importanță, nu avea cum să apeleze la medicii de acolo, îi trebuia un card internațional medical și a hotărât anul trecut să revină în țară. Anul trecut a primit în schimb confirmarea de la medici că este prea târziu pentru că era depășită, tumora era depășită chirurgical, devenise de acum o tumoră deformantă a feței, o tumoră gigantă localizată la față, o tumoră cuprindere a întregului viscerocraniu. În situația de față, în situația în care doamna a ajuns în România, s-a întors cu 2 copii, a primit o pensie medicală. Copiii au locuit cu chirie, cu mama, pe baza acelei pensii medicale. La un moment dat, doamna a ajuns pe stradă pentru că nu a mai vrut să țină nimeni cu chirie din cauza acestei tumori deformante ale feței, pentru că speria pe cei din jur, deranja pe cei din jur. Și astfel a ajuns în stradă. Copiii au plecat, fiecare la lucrurile lor, și au lăsat-o pe mama în stradă. Mama a locuit o perioadă în stradă, după care, vă dați seama, neavând condiții, i s-a făcut rău, a chemat salvare și așa a ajuns la spitalul Bagdasar Arseni. La acel spital a stat o perioadă pe holurile spitalului, a beneficiat totuși în condițiile în care locuia pe hol de pansament zilnic de la sala de chirurgie plastică de la Bagdasar Arseni. De acolo am primit noi solicitarea de a o primi și din partea DGSPC sector 5, doamna locuind sau având pe cartea provizorie fost adresă de sector 5. Părerea medicilor în ceea ce privește acest caz? Medicii spun că tumora este depășită chirurgical. Și nu există remediu? Și că nu există remediu. În schimb, am primit o veste bună de la un medic-oncolog din Cluj, care ne-a recomandat un medicament extrem de costisitor. Costă tratamentul pe o lună 200 de milioane. Acest medicament se cheamă Bismodegib. Am încercat să-l procurăm la o firmă din București, care îl comercializează. Am depus toată situația doamnei, le-am trimis date despre situația doamnei, situația medicală și am primit o confirmare din partea lor că ar putea să ne dea o muestră gratuită pentru o lună de zile, să vedem ce răspuns terapeutic are tumora doamnei la acest tratament. Așadar, o speranță mai există. O speranță există, să știți că speranța moare ultima. Noi ne-am încrezut foarte mult în ajutorul lui Dumnezeu și am zis că Dumnezeu ne poate ajuta prin oameni, desigur. Și poate și cei care ne urmăresc acum, cineva, o persoană binevoitoare, ne poate ajuta. Da, și le-am fi recunoscători pe această cale. Pentru cei care doresc să se implice ca voluntari în acest proiect, ce trebuie să facă?
Ar trebui, în primul rând, să ia legătura cu noi, deci să vină aici, la mănăstire, la sediul nostru, la căminul pentru persoane vârstnice, și să vedem în ce măsură au disponibilitate de timp sau, concret, cu ce ar putea să ne ajute. Pentru că sunt persoane voluntare care se implică în activitățile de socializare. Vin, discută cu doamnele, în activitățile de recreiere, de petrecerea timpului liber. Vin și le iau în oraș, sau le iau în excursie, sau le iau în plimbări. Contează foarte mult această relaționare între voluntari și persoanele internate la noi, pentru că, v-am spus, sunt o parte de persoane necăutate de familie sau cazuri sociale. Și atunci această implicare a voluntarilor este de bun augur. Discuția cu Maica Dositeea ne duce cu gândul la cuvintele Sfântului Ciprian, care spunea că dragostea este adevărata slujbă pentru Dumnezeu. Dragostea este cea mai puternică forță din univers, spunea și Molière. Când iubești, descoperi în tine o nebănuită bogăție de tandrețe și duioșie și nici nu-ți vine să crezi că ești în stare de o astfel de dragoste, mărturisea și Cehov. Poate doar din perspectiva acestor vorbe putem înțelege jertfa măicuțelor de la Mănăstirea Cristiană, implicate cu timp și fără timp în folosul semenilor. Dar despre acest lucru, poate cel mai bine, poate vorbi chiar una dintre beneficiarele acestui ajutor. Aici, la mănăstire, am găsit un ajutor foarte, o liniște în primul rând, și un ajutor sufletesc, foarte mare, din partea maicilor. Nu m-au întrebat despre situația mea sufletească, am încercat eu să le spun cât am putut, restul mai rămâne și în sufletul meu, pentru că am zis așa, și la multe doamne tinere le spun: draga mea, dragile mele, în viață omul are și căzături. Deci trebuie, am învățat de la părinții mei. Ei niciodată nu s-au văicărit. Am învățat și de la părinții mei, trebuie omul, când are probleme în viață, să se scuture de tot necazul, să pornească mai departe, că și mâine e o zi. Credința e foarte importantă, extraordinar. Fără credință, în viață nu faci nimic. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ești salvat de orice. La orice necaz. Dacă ai un necaz, și am avut necazuri foarte mari în viață, m-am băgat într-un colț, m-am închinat și am mers mai departe. Și Dumnezeu m-a ajutat. Nu m-a lăsat niciodată. Credința e de mare folos. Trebuie să ai o credință în suflet și în inimă. Că altfel, numai așa să-ți treacă repede, să-ți faci o rugăciune și și zici că ești credincios și că ți-ai făcut rugăciunea de om ortodox, nu e valabil. Valabil e să faci o credință de unul, te bagi într-un colț și cu ochii în lacrimi să-ți spui rugăciunea și dorul și durerea care o ai în suflet și te rogi la Dumnezeu și te ajută Dumnezeu. Aici am venit datorită că am dat apartamentul băiatului meu ca să-și refacă viața și eu am venit aici datorită colegilor mele care le cunoșteau această mănăstire și au considerat că pentru sufletul meu și pentru toată suferința mea e bine să fiu aici. Și m-au adus aici, mi-a plăcut foarte mult, sunt niște maici deosebite și foarte cu mult dragoste și cu așa, și foarte intelectuale, așa, și
aproape de om, foarte de sufletul omului și asta contează foarte mult. Adică e ca, cum să vă spun, îți pansează o rană care o ai în suflet, care nu se vede și asta e mare lucru. Mi-a venit și lacrimi în ochi. Haide tată, haide tată, hai, niște liniște să... Activitatea social-filantropică este o prioritate a Bisericii, iar cel mai în măsură să ne răspundă întrebărilor referitoare la acest subiect este Părintele Consilier Ionuț Iordăchescu, din cadrul sectorului social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părinte, v-aș ruga să ne spuneți ce înseamnă grija pentru bătrâni din perspectiva Evangheliei. Unul din criteriile judecății de apoi va fi faptele milei sufletești și trupești, așa cum ne învață Evanghelia. Mai exact cuvintele Mântuitorului care ne-a spus, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat. Deci iată că faptele de milostenie le prezintă primul criteriu, cel mai important, după care vom fi judecați la judecata de apoi. Bătrânii reprezintă poate cea mai importantă categorie vulnerabilă de persoane din România și atunci Biserica, în toată activitatea ei socială și misionară, are în vedere și este preocupată de a ajuta, de a oferi suport acestor persoane care ajung să fie lipsite de suportul societății, de ajutorul familiei, al prietenilor, odată cu înaintarea în vârstă. În mesajele pastorale ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, întâlnim acest îndemn de responsabilizare și o să citez. Vă îndemnăm să aduceți prin cuvânt și faptă bună bucurie în casele celor orfani, bolnavi, bătrâni, săraci, îndoliați și singuri, ca să simtă iubirea jertfernică a lui Hristos, cel răstignit și înviat, pentru mântuirea lumii, este izvor de lumină, de pace și de bucurie. Cum se regăsește ca răspuns în activitatea Bisericii acest mesaj? Activitatea Bisericii nu se rezumă doar la activitatea liturgică sau activitatea sa sfințitoare sau învățătorească. Lucrarea de la altar a preotului trebuie să se continue în comunitate prin activitatea social-filantropică. Așadar, Biserica încearcă, se străduiește să ajute oamenii numai prin cuvânt, ci și prin fapte. Iar toată această lucrare social-filantropică este concretizată în multitudinea programelor sociale cu caracter permanent pe care Biserica le desfășoară prin diversele tipuri de centre sociale, așezăminte sociale sau sociomedicale înființate sau care urmează să fie înființate și prin care Biserica furnizează serviciile sale sociomedicale. În acest moment, statisticile privind vârstnicii României par îngrijorătoare. Putem vorbi despre demnitatea persoanei în România, ținând cont de faptul că pensiile sunt foarte mici sau important de mici? Problema îmbătrânirii populației este o problemă actuală nu numai la nivelul României, ci la nivelul întregii Europe. Populația bătrână, persoanele vârstnice ocupă un procent din ce în ce mai mare în rândul populației. De asemenea, se vorbește și de o îmbătrânire a pacienților, a pacienturii. Persoanele internate în spitale, majoritatea sunt persoane vârstnice. Deci, iată, sunt niște probleme legate de această problemă a îmbătrânirii populației generată în societate, căreia trebuie atât statul cât și ceilalți actori sociali să găsească răspunsuri adecvate.
Pe lângă problema aceasta legată de problemele specifice vârstei ale persoanei, ale bătrânului sau ale persoanei vârstnice, se adaugă și această componentă socioeconomică, faptul că în România pensiile în general sunt mici, nu face decât să acutizeze întreaga problematică socială, sociofamilială cu care se confruntă persoana vârstnică. Biserica se străduiește, cum spuneam, să rezolve această problemă în limita posibilităților, dar nu singură, ci cu sprijinul comunității, cu sprijinul partenerilor sociale, autorități locale, stat, al creștinilor care sunt alături și sunt activi, lucrează sau sunt voluntari în cadrul așezămintelor sociale. De multe ori, nu atât lipsa veniturilor este problema cea mai gravă, ci singurătatea. Faptul că aceste persoane ajung să trăiască în singurătate, nu se interesează nimeni de ele, sunt lipsite de suportul familiei, omul vârstnic se simte de multe ori nefolositor. Și starea aceasta de inactivitate nu face decât să îi accentueze sentimentul de singurătate și să-l izoleze din punct de vedere social. Ori aici trebuie să lucrăm mai mult și la cultivarea unei legături între generații, între tinerii, copiii și persoanele vârstnice. Nivelul de civilizație a unui popor, spunea cineva că se poate constata din modul în care are grijă de persoanele vârstnice. Faptul că o persoană vârstnică este internată într-un cămin, într-un așezământ, nu înseamnă că ea este abandonată acolo. Din păcate, noi suntem tributari unei idei preconcepute din vremea comunistă, în care se spunea că un bătrân este dus la azil doar ca familia să scape de el. De cele mai multe ori, internarea într-un cămin specializat pentru persoane vârstnice reprezintă soluția cea mai potrivită pentru a avea grijă și a oferi îngrijire medicală, socială unei persoane vârstnice, decât menținerea ei într-un mediu neadecvat, unde nu poate beneficia de aceste servicii sociomedicale. Pentru că ați atins foarte bine acest subiect și pentru că ne aflăm la Centrul Cristiana, aș dori să ne povestiți despre acest proiect. Da, Căminul pentru persoane vârstnice a Mănăstirii Cristiana are o existență de peste 15 ani. Este situat în incinta mănăstirii, iar personalul care deservește acest cămin este alcătuit în mare majoritate din maicile viețuitoare ale obștii Mănăstirii Cristiana. Sunt și medici specialiști angajați sau voluntari, astfel încât acest cămin oferă servicii de găzduire, îngrijire medicală primară, hrană, consiliere socială și psihologică unui număr de aproximativ 25 de beneficiare, persoane vârstnice care sunt aflate în stare de excluziune socială, deci numai cazuri sociale. Aș dori să ne spuneți care este diferența între un centru coordonat de stat și centrul sub îndrumarea bisericii. Cred că cea mai importantă diferență între o unitate de asistență socială de stat și un așezământ social al bisericii o reprezintă etosul sau motivația personalului care lucrează în acest centru. În centrele bisericii există o atmosferă duhovnicească. De ce? Pentru că personalul, oamenii care lucrează acolo, sunt persoane apropiate bisericii, persoane care încearcă să lucreze nu numai pentru a câștiga un salariu, ci și persoane care doresc să, prin aceasta să lucreze la propria mântuire. Deci acest etos, această motivație religios-morală, care până la urmă este la temelia organizării acestor, furnizării acestor servicii sociale, este ceea ce ne diferențiază de către alți furnizori privați sau de stat de servicii sociale. De asemenea, componenta misionară este una esențială.
Vedeți că în fiecare așezământ social al bisericii există o capelă, un paraclis. Asta în situația în care nu este situat în incinta unei biserici sau parohii unde există un lăcaș de cult. Iar biserica nu încearcă doar să ofere un răspuns la niște probleme materiale, unor lipsuri materiale, sociale și atât. Nu, scopul acestor servicii sociale furnizate de biserică este în ultima fază aceea de a-L aduce pe om mai aproape de Dumnezeu. Și asta o spun și din experiența, contactul pe care am avut cu multe persoane vârstnice care au fost internate în așezămintele bisericii și care în ultimii ani de viață s-au apropiat astfel de biserică. Nu numai suferința, boala, ci și faptul că au stabilit o relație personală cu preoții slujitori de acolo, cu personalul monahal, i-a făcut să îl descopere pe Hristos și să îl dobânească acea pace, liniște, serenitate înaintea morții. Așa cum putem observa, este dovada că se poate. Și totuși vă întreb, cum credeți că se poate extinde acest proiect și la nivelul bisericii, să prindă amploare? Lucrarea social-filantropică a Patriarhiei Române, desfășurată prin toate instituțiile sale, ONG-uri, mănăstiri, parohii, probabil nu este foarte bine cunoscută și mediatizată. Însă astfel de proiecte se desfășoară și în alte eparhii. Vreau să spun că numai în Arhiepiscopia Bucureștiului, respectiv în capitala țării, biserica are 4 centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, ceea ce nu este un lucru ușor de susținut. Cred că nicio organizație privată, niciun ONG nu are 4 cămine de persoane vârstnice în București. Ca să nu mai vorbim că la nivel național există peste 40 de cămine rezidențiale pentru persoane vârstnice. De asemenea, trebuie să uităm cantinele sociale care au ca principal beneficiar persoanele vârstnice, centrele de zi pentru persoane vârstnice, unde bătrânii primesc hrană caldă, consiliere socială, psihologică, socializează, sunt reintegrați și valorizați în societate. Deci, iată că nu este un proiect singular. Într-adevăr, sunt multe lucruri de făcut în acest domeniu. Patriarhia Română are și alte proiecte în desfășurare care se află într-o fază mai incipientă sau mai avansată și ne dorim ca să oferim un răspuns cât mai apropiat și mai adecvat nevoilor și necesităților existente. Cum funcționează relația dintre biserică și stat din acest punct de vedere? Există un parteneriat între stat și Biserica Ortodoxă Română în domeniul incluziunii sociale. El este un document cadru care stabilește niște condiții generale privind colaborarea între cele două instituții. Însă, la nivelul autorităților locale, se aplică legislația în domeniu, respectiv legea administrației publice locale, care permite tuturor administrațiilor publice locale sau județene posibilitatea de a încheia parteneriate cu culte religioase, cu biserica, cu parohiile, cu mănăstirile sau cu centre eparhiale sau cu ONG-urile bisericii care activează în domeniul social. Biserica are colaborări foarte frumoase cu anumite organizații sau consilii județene sau locale. Din păcate, nu peste tot există un interes din partea autorității locale sau județene de a dezvolta acest domeniu social, de a dezvolta infrastructura socială și de a crea servicii sociale adaptate unor nevoi care apar în timp, unor nevoi reale. Iar biserica, în multe situații, se încearcă să facă acest lucru singură. Bineînțeles că este mult mai greu să dezvolți și să înființezi un centru bazându-te doar pe propriile tale eforturi decât printr-un parteneriat, printr-o împreună lucrare cu alți actori sociali. Deci nu depinde doar de biserică în a dezvolta aceste proiecte, ci depinde și de disponibilitatea din partea autorităților locale și județene de a se implica. Cât de important este pentru acești bătrâni să fie vizitați de preoții parohi? Studiile recente ne arată că în România există de aproape 2 ori mai multe persoane vârstnice care trăiesc într-un mediu neinstituționalizat
adică în propria locuință sau în sânul familiei, decât în centre specializate unde ar putea să primească îngrijire sociomedicală adecvată. De aici rezultă că și preoții parohi de la parohii au un rol foarte important în ceea ce privește cultivarea unei relații sufletești cu aceste persoane. De aceea, vizitele pastorale pe care le fac preoții cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului sau cu ocazia bobotezei sau în cele patru posturi reprezintă totodată un prilej de a cerceta care sunt nevoile sufletești, materiale acestor persoane și de a mobiliza comunitatea, persoanele cu posibilități, în sensul de a le sprijini, de a le ajuta cu ceea ce au nevoie. De multe ori se poate întâmpla ca o parohie să se limiteze doar la un anumit tip de activități social-filantropice. De aceea trebuie să avem în vedere și persoanele care nu frecventează biserica din diverse motive. Unele sunt poate greu deplasabile, nu au posibilitatea să se deplaseze. Unele persoane s-au îndepărtat de biserică din diverse motive personale. Ele trebuie să fie în vizorul preotului care conduce o parohie și să găsească mijloace, metode de a le ajuta. Și în acest sens, lucrarea social-filantropică reprezintă pentru aceste persoane cel mai importantă metodă pastorală. De cele mai multe ori, atunci când săvârșim un bine, avem senzația că acel bine este făcut în folosul celui de lângă noi. Însă, diferite studii medicale indică faptul că beneficiarul binelui este în primul rând cel care îl săvârșește, iar acest lucru este demonstrat de parametrii săi medicali. Altfel spus, binele săvârșit îl ajută pe cel asupra căruia are loc acțiunea, dar și pe noi, care săvârșim gestul, întărindu-ne sănătatea sufletească și trupească. Pentru această demonstrație medicală, îl avem ca invitat pe doctorul neurolog Floricel Cristea, care ne va explica importanța relației cu semenii noștri, dar și respectul față de cei în vârstă. Haide, mamă, haide, tată, mai priviți-vă odată. Mă bucur să mă aflu aici, să pot vorbi despre bătrâni, despre părinții noștri. Este foarte important să nu ne uităm părinții. Ne-am uitat părinții, ne-am uitat trecutul. Avem de multe ori ideea și fugim după o grămadă de lucruri care nu, sunt convins că nu ne sunt folositoare sau într-o oarecare măsură. În goana noastră, după bani, după timp, după alte lucruri, după averi, uităm de părinți. Este foarte important să nu neglijăm părinții, să nu neglijăm bătrânii, să nu neglijăm profesorii, să nu neglijăm mentorii și chiar aproapele, vecinul de lângă noi. Foarte important este faptul că ne aflăm aici într-un așezământ, unde ar putea fi oricare dintre părinții noștri, ar putea fi bunicul nostru, ar putea fi bunica noastră, ar putea fi vecinul, ar putea fi un unchi sau o rudă apropiată. Sau dacă nu, chiar profesorul care ne-a învățat sau învățătorul care ne-a învățat să punem literele pe hârtie și să socotim. Uităm de cele mai multe ori de suflet, uităm de părinți. Mă bucur să mă aflu aici și să mă aflu printre oameni care încearcă să aducă bucuria, să aducă zâmbetul pe fețele unor oameni pe care noi îi uităm. Mă bucur că sunt o grămadă de oameni care fac lucrul acesta și aș vrea ca alături de ei să ne punem și noi umărul și să putem să-i sprijinim și să nu ne uităm părinții. Foarte important. E așa de plăcut, e așa de dulce. Simți dulceața în cerul gurii când te gândești la părinți.
uneori te bușesc lacrimile. Este important ca să încerci să le oferi un cadru plăcut, să le oferi căldură, să le oferi o rază de lumină. Pe lângă raza aceea de lumină, să le oferi sentimentul utilității, să poți să integrezi, să poți să-i pui în legătură cu un alt om care are aceea suferință și să-l poți ajuta să depășească momentul. Uneori cred că avem nevoie și de o rugăciune, nu numai de o strachină de mâncare. Faptul că oamenii de aici, de la centru, reușesc să îmbine toate și utilitatea și sentimentul de bine și sentimentul de plăcere cu căutarea Domnului, cu căutarea sufletului, cu să îmbine spiritualitatea cu utilitatea și cu plăcerea, e un lucru minunat. S-a demonstrat că cei care reușesc să facă să întindă o floare către un bătrân, să întindă un covric sau o pâine către un bătrân, își cresc atât bunăstarea inimii, cât și activitatea cerebrală. La nivel de intenție, sunt niște unde care și niște centri ai hipotalamusului care se activează și îți duce o undă de fericire către suflet și îți umple mintea de bucurie. Principalele afecțiuni ale bătrânului sunt accidentele vasculare. Pe lângă accidente vasculare sunt tulburările de memorie, așa cunoscută demență sau, cum vin mulți și spun, Alzheimer-ul. Alzheimer-ul este o rudă a noastră din Germania care mai târziu sau mai devreme își pune amprenta pe soclu minții. Dar este foarte important ca să avem grijă ca ea să dispară. Putem să o neglijăm sau putem să o tratăm, să vedem mintea ca pe o grădină. Dacă reușim să curățăm de buruieni, sigur ruda noastră din Germania, Alzheimer, o să fie departe și dacă reușim să ne integrăm și să avem o bucurie sufletească, reușim să creăm lucruri, sigur atunci depășim orice moment și orice rudă de genul acesta putem să o îndepărtăm și să o ținem la distanță. Suferința ți-e mai ușoară în momentul în care sunt oameni cu suflet care pun umărul împreună cu tine. Reușești să depășești momentul și cred că și orice boală își are până la urmă remediu. Dacă poți să integrezi și dacă poți cu mintea să cauți să găsești resursele să depășești momentul. Rolul nostru ca oameni, în primul rând, nu ca medici, este să fim alături de acești oameni, să încercăm să împărtășim bucuriile lor cu bucuria noastră, să reușim să zâmbim împreună cu ei, să reușim să găsim lucruri care ne caracterizează și să reușim să-L găsim pe Dumnezeu. Cel mai important este lucru sfânt. Cel mai important în toată ecuația asta cred că e Dumnezeu. Nu trebuie să ne lăsăm pradă medicamentelor. Este drept că fără medicamente nu putem depăși anumite bariere, dar sunt anumite boli unde avem nevoie și nu numai de medicament, avem nevoie și de compasiune, avem nevoie și de credință, avem nevoie și de spiritualitate. Într-un cuvânt, avem nevoie de noi ca oameni și de Dumnezeu. Enigmatici cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că și-așa au dus-o prost. Și voi tineri, cum au fost, voi mai tineri decât noi.